La recentă întâlnire dintre primarul municipiului și medicii șefi de secție din Spitalul Municipal de Urgență Roman s-au luat o serie de decizii legate de schimbarea atitudinii acestora față de pacienți. Sunt lucruri care pot fi sub control, sunt lucruri de care la un moment dat medicul nu mai are acea mână lungă prin care să poată să stăpânească viața. El poate să o retușeze, poate să o salveze în anumite momente, dar viața se și poate pierde în momente de cumpăr, în momente de fază terminală. Și așa cum s-a spus, asta nu înseamnă că trebuie să fie aruncată. Chiar medicii s-au simțit destul de, hai să nu spun deranjați, dar de faptul că nu este privit cu foarte mult obiectivism această activitate, această muncă lor, care înseamnă și foarte mult stres și foarte mult consum nervos, faptul că un medic este desăvârșit, ca să spunem așa, după vârsta de 30-35 de ani, atunci când își termină și specializarea și primariatul sau secundariatul, primariatul și așa mai departe, ca să nu mai vorbim de rezidențiat, care este esențial pentru a practica o specializare. În Spitalul Municipal de Urgență din Roman se rezolvă anual și extrem de multe cazuri grave. Fiind un spital de urgență, sigur că aici apar cazuri de la cele provenite în accidente de circulație, în accidente de muncă, în accidente domestice, adică pe lângă familie, dar și pe cele provenite din aceste accidente a disfuncționalității unor organe, a unor sisteme din corpul uman, care ajung la, printr-o maturare a bolii sau chiar prin îmbătrânire, la faze în care cedează. Ori acest lucru, așa cum în cadrul aceleiași gări sau la același medic, de-a lungul timpului au fost oameni care au trecut și au putut să meargă mai departe printr-o cumpără, sunt și cazuri în care situația este, din păcate, ireparabilă. La Spitalul de Urgență de la Roman au fost rezolvate un număr semnificativ de cazuri sensibil apropiat cu cele rezolvate la Spitalul Județean Neamț, care dispune de un număr mai mare de medici și asistenți medicali. În anul 2015 am avut circa 40.000 de cazuri înregistrate pe centrul de primire urgență, pe care îl deservim, așa cum vă spuneam, cu 20 de asistenți, față de UPU Piatra Neamț, la Spitalul Județean, unde au fost circa 50.000 de cazuri. Deci nu cu foarte mult, de sensibil egale cele două cifre, dar în schimb cu 38 de asistenți, cu 6 asistenți pe tură, ceea ce sigur că ridică și gradul de deservire în sensul micșorării timpului de așteptare. Așa cum am spus, încercăm și noi aici să transformăm 3 posturi și să venim de la 20 la 23 de asistenți, poate începând cu luna septembrie-octombrie. În același timp, cu august, așa cum v-am spus, să venim cu 2 medici pe centru de primire urgență și cu 4 asistenți pe zi, cu medic de gardă și cu 3 asistenți pe timp de noapte, încercând astfel să deservim, să fluidizăm. Am insistat foarte mult asupra comunicării și asupra atitudinii medicului sau asistentului față de pacient. Șef a solicitat medicilor de la urgențe schimbarea atitudinii acestora față de pacienți. S-a recunoscut că poate au fost și cazuri când nu a fost cea mai prietenoasă discuție, dar s-a spus foarte clar că după ce vezi câteva zeci de cazuri, unele destul de grave, s-ar putea ca la al 25-lea sau al 30-lea pacient să nu mai ai nici aceeași disponibilitate fizică, psihică, pentru că sunt lucruri care încarcă negativ și atenția este una mărită, mai ales pentru cazurile majore. Cu toate acestea, nu au fost cazuri de părăsire a posturilor. Oamenii au stat pe front, ca să zic, acolo, pentru că acolo este o linie fierbinte, este un punct zero al spitalului. Avem în acest sens deschidere spre o atitudine pozitivă și pentru o schimbare, dacă vreți, în ceea ce înseamnă relaționarea. Ținând cont de faptul că adesea atitudinea aparținătorilor pacienților care vin la spital nu este cea potrivită, s-a solicitat și o monitorizare audio a activității de la centrul de primiri urgențe. În același timp, în perioada următoare, se va reorganiza și activitatea din ambulatoriul unității sanitare. Că și medicii sunt oameni și ei încearcă să fie cât mai optim, dar de multe ori apare și această cădere, dacă vreți, mai ales în momentele foarte dificile. Drept pentru care, dincolo de atitudinea
la care am ținut foarte mult și la comunicare și încercare pe cât posibil ca prioritizarea să se facă cât mai obiectiv, iar gravitatea urgenței să primească timpii de așteptare în conformitate, am solicitat conducerii și să monitorizeze ca până pe 15 august să încercăm să finalizăm și acele propuneri pe care eu le-am făcut cu reabilitarea unor zone, repararea altora sau ridicarea gradului de funcționalitate în altele. Vreau să analizați aici și funcționalitatea tuturor camerelor din CPU și de ambulatoriu și să facem o gândire în sensul ca înregistrările să fie nu numai audio, numai video, ci și audio. Asta și pentru a-i proteja pe cei care lucrează acolo. Conducerea primăriei, care supraveghează din punct de vedere managerial activitatea din Spitalul Municipal de Urgență Roman, este convinsă că printr-o bună gestionare a fondurilor de care dispune acesta, printr-o organizare eficientă a activităților, unitatea sanitară de la Roman se va putea menține și în continuare în topul celor mai bune unități de profil din țară.